Bine ați venit, dragi doamne și domni care aveți soarele, luna sau ascendentul în zodia rac. Să vedem împreună mesaje, oracol, tarot pentru perioada 22-28 aprilie 2024. Energii generale, energii particulare pentru de luni până duminică, de ce nu? Poate că sunt informații care vă ajută în deciziile pe care dumneavoastră le luați prin liberul arbitru. La mulți ani celor care împlinesc, nu împlinesc, care își serbează onomastica, dragii mei, da, își împlinesc ziua de prenume, adică o parte dintre voi poate aveți un singur prenume, acesta sfânt de nume, avem pe 23 aprilie Sfântul Gheorghe, dar alții vă amintiți sau celebrați faptul că aveți acest al doilea prenume ca derivat al Sfântului Gheorghe, da, sunt denumite prenume și diverse după Sfântul Gheorghe. Să fiți ocrotiți, să fiți sănătoși, la mulți ani și toate cele bune. Pentru toți cei care urmăresc acest video, că sunteți în zodia rac, că aveți soarele, luna sau ascendentul în acest semn zodiacal, aprind, dragii mei, o lumânare, ca de obicei, pentru sănătatea noastră a tuturor, dar și pentru sănătatea celor dragi nouă, pentru împăcări, pentru vindecări, pentru găsirea de soluții și rezolvarea de dificultăți de orice fel. Să nu uităm să ne păstrăm speranța, să nu uităm să gândim pozitiv, să avem această deschidere, da, de a nu lăsa gândurile negative să-și facă cuib în mintea noastră și focusându-ne pe ceea ce ne dorim, pe atingerea scopurilor noastre. Avem de asemenea o lună plină în această săptămână, un moment potrivit ca să, prin scris, prin rostit sau prin gândit, da? Să ne eliberăm de ceea ce nu ne mai este de folos, de energiile acelea care oarecum stau în calea stării noastre de bine. Hai să vedem un prim mesaj pentru zodia rac. Expiră profund, da, și acest lucru poate să însemne dorința voastră, poate de a inspira aer curat, de a inspira optimism, seninătate, veselie și a expira profund deznădejdea, boala, sărăcia, supărarea, deznădejdea, neîncrederea, relație toxică și așa mai departe. Expirați profund și în modul acesta, da, aveți grijă parcă de gândurile voastre, de sufletul vostru, de spiritul vostru totodată. Să vedem care ar fi expresia sau mantra care să vă ajute, dragii mei. Ce frumos, mă împlinesc prin iubire. Se pare că oferiți această iubire, o și primiți. Este iubirea de sine, dar este și iubirea față de ceea ce e bun și frumos în lume. Ocrotirea, aș zice, că iubirea aceasta vă împlinește, dragii mei, în momentul în care vedeți partea bună a lucrurilor, în momentul în care cu recunoștință acceptați ceea ce vine spre voi, cu încredere totodată că vor urma și alte lucruri bune în viața voastră, da? Aveți într-adevăr o stare de receptare a ceea ce e mai bun și de eliberare a ceea ce nu vă mai este de folos. Următorul mesaj, acest magician și oglinda vă îndeamnă să folosiți oglinda ca un mijloc de a vă încuraja, ca un mijloc de a vă, nu știu cum să vă spun eu, vă motivați, da? Ca mijloc de motivare, aș zice eu, ca voi, practic, privindu-vă în oglindă, să vă inspirați încredere, să vă inspirați, să vă aduceți acest calm atât de necesar, această credință că ceea ce vă propuneți voi este foarte bun, aveți nevoie de ceea ce vă propuneți și chiar ajungeți la concretizarea, da, la obține ceea ce vă doriți. 53 poate fi o vârstă, la fel și 35, mai am energia lui 3, a lui 5, energia lui 8, a lui 15, da, pot fi ore sau numere importante. Acest magician și oglinda poate să fie și o persoană care vă oglindește. Magicianul poate fi din berbec, gemeni sau săgetător, care simte și empatizează cu starea, cu situația prin care
Dumneavoastră probabil că treceți. Mergem mai departe, dragi doamne și domn din Zodia Rac. Să vedem din partea pachetului de cărți obișnuite ce mesaje primim într-un mod aleator. 7 cărți vă o să scot. Și avem așa, dragii mei. În primul rând, văd aici fie o bucurie mică, fie o pasiune pe care o persoană o nutrește, o are față de voi. Și văd și o bucurie în casă, dragii mei, separat de această bucurie mică. Bucuria din casă poate să fie și la un loc de muncă, poate să vină și din partea unei persoane cu care voi locuiți. Mai văd aici o doamnă sau un domn, fie bruneți cu ochii negri sau căprui, fie din berbec leu săgetător, și văd și un dar de bani sau un cadou valoros, da? Mai văd doamna Rac sau o doamnă din Rac, Scorpion, Pești, sau care este blonduță cu ochii căprui sau deschiși la culoare. Și văd și un suflet pereche, dragii mei, pe care semnul Rac îl poate forma cu persoanele din semne de aer, gemeni, balanță, vărsător, dar și cu persoane care să aibă ochii verzi sau albaștri, sau să fie persoane cunoscute la locul de muncă sau printr-o afacere. Interesante mesaje cu care sper să rezonați. Următorul mesaj, oracol, vă spune, dragii mei, da, să vă gândiți la animalul totem, acel animal care poate să se asemene cu voi. Poate vă luați curajul, da, de la un leu, sau vă luați înțelepciunea de la o fecioară, sau bine, n-am vrut să spun asta, am vrut să spun că în general animalul totem este cel din care vă luați curaj, vă luați determinare, vă luați veți fi acel fluture, da, care vă transformați din omidă, sau voi hotărâți care este animalul care vă poate să se asemuiască cu personalitatea voastră, sau care să vă inspire, să vă motiveze. Văd un vultur aici, da, văd comuniunea cu lumea animală, da, animalelor. Numărul 1 poate fi important, să fiți voi prioritatea numărul 1. S-ar putea un animalul de companie chiar să aibă un rol extraordinar în viața voastră, da, în această săptămână. Și să vedem de luni până duminică ce anunță cărțile, da, ce vor ele să vă transmită, dragii mei, de luni până duminică. Luni cu asul de spade vă văd victorioși, vă văd foarte hotărâți să vă atingeți scopurile, sunteți luptători ai dreptății și a adevărului. Aici s-ar putea să vină și niște interacțiuni cu gemenii, balanțele, vărsătorii. Da, hai să vedem mai departe. Marți. Marți am un 5 de cupe care, într-adevăr, poate să aducă oarecare tristețe. Tristețea vine de la un eveniment care, fie că v-a supărat foarte mult și încă n-ați putut ieși din energia respectivă, fie care v-a bucurat foarte mult și acel avantaj, acel aspect nu mai este cu voi, alături de voi, acea stare, situație. Raci, scorpioni, pești sunt persoane cu care interacționați, poate, în această zi de marți, da? Eu sper ca lucrurile să meargă bine în calea voastră. Hai să vedem miercuri. Miercuri aveți împărăteasa. Sunteți abundenți, sunteți prosperi, aveți iubirea necondiționată, poate sunteți mămici sau veți deveni mămici. Aici e și o persoană din Zodia Taur, poate fi o șefă, un membru de familie pe linie maternă care să vă acorde sprijin. Joi văd o regină de cupe, este cartea racilor, doamnelor rac, armonioase, feminine. Așa, vă simțiți bine, da, vă simțiți în... au loc împăcări, însănătoșiri în ziua de joi. Da, lucrurile se rezolvă, veți comunica, veți negocia foarte bine. Este și o doamnă din Rac, Scorpion, Pești care vă ajută. Vineri văd un cavaler de bâte. Păi vineri e parte de multă pasiune. Vineri puteți să fiți și mai capricioși, mai
așa mai puși pe răzgândire, atenție la berbecii lei săgetătorii care vin spre voi și care vă animă așa, care încearcă să vă cucerească și da, să nu fie o iubire din aceea stil foc de paie, să fiți un pic mai atenți, da, la cea de energia care vine spre voi. Sâmbătă văd într-adevăr un 9 de spade, poate că este aici o mică grijă, o dificultate în a găsi o soluție, în a vă odihni. Poate să fie o stare fizică, care o indispoziție fizică. Poate să fie și o discuție mai tăioasă cu gemeni balanță vărsător. Iar duminică văd un ușor blocaj, poate intersectarea cu o persoană din zodia Pești. Voi încercați să stați într-o poziție incomodă, dar să aveți o revelație. Voi aveți nevoie de înțelepciune, este un sacrificiu care vă duce către o stare de bine. Da, poate că benevol vă sacrificați spre binele celor dragi dumneavoastră. Dragii mei, văd o ușoară nostalgie în cazul vostru, totul să fie în armonie și în pace cu sufletul vostru, cu sinele vostru interior. Eu așa sper, dragii mei, să aveți o săptămână minunată, să vă meargă bine din toate punctele de vedere și, bineînțeles, eu vă pup și vă îmbrățișez, vă mulțumesc pentru abonările, da, pentru faptul că sunteți membrii ai acestei comunități Agapia Tarot și să aveți grijă de voi. Toate cele bune. Pa, pa, numai bine!